Potrivit unui acord guvernamental semnat între Ceaușescu și conducătorul Iranului, noi trebuia să păstrăm acest preț minim al tractorului, iar iranienii ne dădeau petrol foarte ieftin. De altfel, rafinăria Midia Năvodari s-a înființat tocmai pentru a prelucra petrolul adus de la arabi contra tractorului brașovean. Exportul era aranjat de comenzile de stat, dar nici la desfacerea pe piața românească, întreprinderea nu avea nicio grijă. De balanța legăturilor între ramuri, unde se știa foarte clar, în planul cincinal se vor produce atâtea tractoare, vor fi alocate în agriculturii, atâtea mii de bucăți în construcții, pentru că făceam și tractoare pentru construcții, șinilate, escavatoare și așa mai departe, buldozere, tot ceea ce ne trebuia pentru a realiza producția, ne venea fără niciun fel de problemă. Rezonanța profundă pe care o a avut-o în rândul întregului popor ideile cuprinse în cuvântarea secretarului general al partidului, relevă hotărârea fermă de a traduce în viață vastul program de edificare a socialismului. Unii dintre tinerii ingineri ajungeau după trecerea prin anumite etape șef de secții. Trebuia însă să fie un cadru bun de partid, altfel nu promovai. Pe cei dornici de promovare, partidul îi trimitea să facă facultatea la Seral. În 1966 am devenit elev la școala profesională, iar în 69 m-am angajat ca muncitor calificat în turnătorie. Sigur, după aceea am urmat liceu Seral, facultate, am ajuns inginer, am ajuns șeful acestei turnătorii. Deci a fost o perioadă, eram tânăr atunci, eram în, așa, doream să mă realizez și material, că plecând de la țară, copil, n-am plecat, că părinții erau prea bogați. Erau, părinții pe lume au lucrat în colectiv și vă dați seama, și eu vreau tot timpul să fac mai mult. Legitimația de muncitor la tractorul era o carte de vizită credibilă, mai ales în anii de început, după trecerea de la producția de avioane, având în vedere prestigiul mărcii IAR. Cei care mergeau în oraș și aveau legitimația de tractorul puteau să-și facă orice cumpărături, chiar dacă nu aveau bani, ori își lăsau legitimația, ori era înregistrat acolo numărul de legitimație, numele lui, și se ducea când lua salariul și plătea. Personalul muncitor din zona tractorului Brașov era extrem de bine pregătit. Exista școala profesională tractorul și absolvenții sau cei care se pregăteau să devină absolvenții școlii profesionale făceau practică în uzină și unii dintre ei terminau profesionala direct în categoria 6. La Dacia Pitești, la Craiova, la Olțit și la Mat Craiova, mare parte a specialiștilor au fost școlarizați la tractorul sau au plecat de la tractorul să dezvolte produsul acolo. Dacă aveai prieteni în uzină și doreai să faci un obiect pentru acasă, în scurt timp îl aveai. Deci dacă desenai ceva și știai ce vrei să desenezi și aveai și timpul necesar și plăcerea, puteai să faci un fușerai. Așa se numeau pe acel timp aceste lucrări pe lângă cele de serviciu. Abia fuseseră primul festival Cerbul de Aur, al doilea, și în uzină era director de calitate un inginer celebru care se numea Persu, domnul Persu. Toți îl cunoșteam pe domnul Persu, care umbla toată ziua prin uzină, era și foarte bine pregătit, fiind nepotul celebrului Persu Aurel, care a construit primul autoturism aerodinamic. Da? Și domnul Persu era și foarte sever. Și odată, intrând în turnătorie, s-a întors un muncitor care nu-l cunoștea și i-a spus: vrei un cerb? Erau pe platformă, stație de salvare, dispensar, secție de poliție, de securitate, unitate de pompieri, cantină, sală de spectacole. Ei, fiecare care venea și lucra în echipă, 5, 6, 10 inși, își puneau la masă tot și mâncau și fiecare lua de la celălalt să mănânce, pentru că pe-a lui știa ce are. Ieșeau după program la o bere, la o țuică. Milioane de artiști amatori și zeci de mii de animatori ai vieții cultural-artistice au făcut celebre pe această hartă, prin har și talent, numele localităților, oricât de mici și de îndepărtate ar fi ele. Cluburile culturale și sportive de pe platformă adunau sute de muncitori. Formațiile artistice ale uzinei participau la Cântarea României. Prin Cântarea României au fost descoperite și multe talente. De exemplu, tânărul gravor în metal, Ludovic Spis, care cânta în corul Tractorul, a fost remarcat la un spectacol și a ajuns unul dintre cei mai buni tenori ai operei române.
Muncitorii marilor coloși au fost relativ privilegiați în perioada industrializării forțate începute sub Ceaușescu. Ei beneficiau de servicii sigure, mulți primeau locuințe și aveau venituri ceva mai mari decât alți salariați. Dacă la nivel de țară salariul mediu înainte de 90 era de 2500 de lei, la tractorul salariul mediu era 3600 de lei. Dar erau mai mici decât la rulmentul, de exemplu, la roman, unde erau 3800 de lei. Cei care lucrau în acord individual câștigau, au fost ani când nu se putea câștiga mai mult de 4000 de lei, după aia s-a dus la 5000 de lei, la 7000 de lei, ca prin 90 să ducă undeva la 10000 de lei. Deci cât câștiga, atât și lua. Dar acești bani nu se luau într-un program de 8 ore, luau într-un program de 10, 11, 12 ore. Condițiile foarte bune de lucru. Păi, cu banii mai greu îi cheltuiam. Aveam bani, nu aveam ce cumpăra. Acum avem de toate, nu avem bani. Plimbări de pe Republicene, oamenii se plimbau de la casa, de la Modarom până în Piața Sfatului și înapoi de 20 de ori, toate magazinele fiind închise pe stradă și evident, acolo se întâlneau cu consătenii și fiecare se lăuda că Cât de mare este evazarea de la pantalon sau cât de zgomotos este radiocasetofonul. Declinul industrial din România și din restul Europei de Est, de la mijlocul anilor 80, marcat de scăderi de venituri și disponibilizări, a lovit și Brașovul. În 1982, Nicolae Ceaușescu inițiază un plan de reducere a datoriilor externe ale României. O parte din banii care până atunci erau destinați producerii de alimente a fost redirecționată pentru plata datoriilor pe care țara le avea către creditorii externi, în special către Occident. Aceasta a condus în scurt timp la colapsul total al pieței produselor de larg consum. Așa numitele minciuni erau exagerări obișnuite ale regimului. Eu cred că pornite, poate mă gândesc eu dintr-o concepție sau dintr-o idee, la început, știu eu, pozitivă, să spunem așa, sau poate cu un fundament pozitiv. Mă gândesc că oamenii trebuiau mobilizați și pentru a putea fi mobilizați, ei trebuia să spună că celălalt vecinul, capra vecinului este mai frumoasă decât capra lui. Și el trebuia să facă în așa fel încât și capra lui să fie ca vecinul. Și astfel s-a ajuns la diverse exagerări. Crescu la 3-4 noaptea și mergeam după lapte pentru copii sau... Nu știu dacă are legătură cu producția de tractoare și producția de carne, de lapte, de brânză, de ouă, dar erau niște realități. Oamenii o duceau din ce în ce mai greu, chiar dacă aveau bani, dar nu aveau ce să cumpere cu banii respectivi. Păi ce să cumpere? Ce să cumpere vieții oameni că n-aveau ce să cumpere? Știți foarte bine că la vremea respectivă totul era raționalizat. În această situație, statul a raționalizat mâncarea și bunurile de consum, ducând la cozi lungi la magazinele alimentare. Iarna, apartamentele erau neîncălzite, iar curentul se întrerupea deseori. Muncitorii primeau și salariile reduse. Aceste nemulțumiri au făcut ca tractoriștii să se alăture protestului stegarilor din 15 noiembrie 1987, când au fost luate cu asalt clădirea Comitetului Județean de Partid și sediul primăriei. Oamenii au aruncat pe fereastră portretele lui Ceaușescu și alimente de la cantina partidului, bine aprovizionată de altfel. Câțiva dintre tractoriștii participanți la revolta din 1987 au fost anchetați și supravegheați de securitate. Ultimii doi ani până la Revoluție au fost destul de grei pentru industrie. Informațiile care veneau din zona industrială erau reale. Începând cu 88-89, deja și aici au apărut primele fisuri în a spune adevărul. Nu știu dacă termenul cel mai potrivit este că se umflau cifrele. Știu eu, era o presiune prea puternică asupra planului, că de la o zi la alta, de la o lună la alta, se dorea mai mult. Nu! Vom admite întoarcerea înapoi! Capitalismul în România a pus pentru întotdeauna poporul este adevăratul stăpân și va rămâne veșnic stăpân